vești bune pentru crescătorii de porci. Cu 3 luni înainte de Crăciun, numărul localităților unde există pestă porcină africană este în scădere, iar în unele ferme afectate de această boală în urmă cu câteva luni a fost reluată deja activitatea. Datele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare arată că acum în România există 952 de focare de pestă porcină, care evoluează în 223 de localități. Din cauza flagelului pestei porcine, în România au fost eliminați peste 320.000 de porci. În Transilvania, boala este ținută sub control. Datele ANSVSA mai arată că în județul Satu Mare, ultimul focar de pestă porcină a fost depistat în 31 august, iar în județul Bihor nu au mai fost depistate focare de pestă porcină din data de 8 august. Statisticile arată clar că numărul de localități afectate de pesta porcină este în scădere, dar focarele de pestă porcină sunt mai multe. Comparativ, în 19 septembrie, pesta porcină africană era semnalată în 227 de localități din 13 județe, cu număr total de 927 de focare și 62 de cazuri la Mistreți, iar la nivel național, peste 311.000 de porci fuseseră sacrificați. Virusul pestei porcine a fost depistat în țara noastră la finalul lunii iulie, în județul Satu Mare, iar de atunci boala s-a extins agresiv. O parte dintre crescătorii de porci afectați de peste au primit despăgubiri. Datele ANSVSA arată că până acum au fost acordate despăgubiri în valoare de 55 de milioane de lei. Dar la Comisia Europeană mai există câteva mii de dosare de despăgubiri ce urmează să fie analizate. Până acum nu se cunosc cu exactitate pagubele provocate de pesta porcină africană în România. Prezent în țara noastră în urmă cu 2 săptămâni, Comisarul European pentru Agricultură, Phil Hogan, a declarat că Uniunea Europeană sprijină autoritățile române în demersuri pentru a ține boala sub control, dar a fost rezervat în declarații atunci când a venit vorba de despăgubiri bănești. Deși despre aceste despăgubiri se vorbește de mai bine de o lună, autoritățile române au mers abia ieri la Comisia Europeană să facă demersuri pentru acordarea banilor.